Pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. A sosit ziua aceea de luni și ora potrivită pentru a vorbi despre cum lucrăm cu spor așa toată săptămâna. Să fie o săptămână bună și profitabilă. Suntem și în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Magor Cibi în studio. Magor este Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult. Salut, Magor! Bine ai revenit! Bine te-am găsit! E bine să avem sau nu conflicte la locul de muncă? Cum să privim treaba asta? Aveam o perioadă în care dacă cineva mi-ar fi zis hai pe la noi în organizație și o să vezi că toată lumea zâmbește, noi niciodată nu ne certăm, așa. Mi-ar fi plăcut, adică mi-ar fi părut un lucru foarte bun și aș fi zis, oh my God, aș vrea să mă duc acolo. Acum când aud aceste fraze, cumva devin imediat suspicios și mi se pare că avem cumva o cultură în care noi mai degrabă spunem, hai să fie bine, hai să nu tulburăm apele, hai să nu facem gălăgie, hai să facem lucrurile să fie bine tuturor. Și mi se pare că lipsa asta a conflictului, evitarea conflictului cu orice preț, poate să dăuneze atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional. Și cu cine e bine să te ceri din când în când? Cu colegii, cu șefii și ce rezultă în urma acestor discuții în contradictorii? Asta e, până la urmă, punctul de unde aș vrea să plec. Conflictul noi întotdeauna translatăm ca și ceartă. Adică noi spunem conflictul este o interacțiune din care toată lumea pierde. În alte culturi, de exemplu, dacă ne uităm la cultura olandeză, putem să observăm, ei consideră conflictul un punct de unde toată lumea ar putea să crească. Adică în momentul în care noi începem să ne spunem în mod direct, în mod deschis părerea unui celuilalt, în momentul ăla putem să învățăm ce nu facem bine, putem să ne dăm seama cum am putea să facem lucrurile mai bine. Pentru că acest conflict, până la urmă, reprezintă un schimb de idei. Exact. Și noi cumva plecăm în ideea că trebuie să fim acceptați în organizație. Întotdeauna când intru într-o companie nouă, prima mea idee umană este sper să mă accepte oamenii de acolo. Și atunci, în cultura noastră e cumva ideea asta că acceptarea cea mai bine se face dacă cumva te mulezi pe așteptarea celorlalți. Așteptări reale sau imaginare. Ceea ce nu este foarte ok. Înțeleg. Păi nu este foarte ok, pentru că în felul ăsta nu aflăm o grămadă de lucruri. De exemplu, într-o organizație în care nu există conflict, acele organizații sunt cele în care nu se află despre problemele mari. Adică putem, de exemplu, să prezentăm o strategie la o întâlnire săptămânală. Oamenii își dau seama din sală că în strategie sunt niște erori foarte mari care ne vor afecta pe perioada anului, dar nu spun nimic ca să fie bine. Adică nu vrem să ne certăm, nu vrem să supărăm pe nimeni și în felul ăsta ajungem să aflăm despre probleme deja în stadii foarte avansate, când e foarte costisitor să le repari. Deci trebuie să nu-ți fie teamă când ați spune punctul de vedere, chiar dacă nu este foarte confortabil. Sunt organizații unde este încurajat conflictul, adică inclusiv se așteaptă de la tine să-ți exprimi opinia, câteodată chiar în contradicție de ce se întâmplă în majoritate, și se așteaptă ca tu cumva să vii cu idei noi. De exemplu, eram acum 15 ani observator de alegeri în Nepal și eram împreună cu fostul președinte Jimmy Carter și era o discuție unde l-am întrebat, pentru că eram foarte curios, cum face el? Avem această tendință de a avea oameni în jurul nostru care tot timpul ne aprobă. Și l-am întrebat cum a evitat el, luând decizii foarte grele, să nu aibă doar oameni care îl aprobă. Și a spus, la el în cabinet, de fiecare dată când se luau decizii grele, un om era desemnat ca să fie în dezacord cu toată lumea. Chiar dacă toată lumea spunea că e o idee bună, acel om învățat trebuia să argumenteze foarte bine documentat de ce acea decizie nu ar fi o decizie bună. Și în felul ăsta, el întreținea cumva un conflict foarte constructiv care să ajute până la urmă luarea celor mai bune decizii. Ar fi trebuit să fie cel mai bine plătit din toată echipa omul ăla. Mie mi se pare că asta putem să facem în organizații. De exemplu, oricine vrea să verifice dacă în echipa lui există această sănătate, există o șansă de a dezvolta conflict constructiv, ar trebui să pună o propunere care e până la urmă imposibilă. Și să vadă dacă oamenii spun ceva sau nu spun ceva. Adică tu propui ceva să facem și împreună. Și să fie întotdeauna un gică contra. Dacă nu spune nimeni nimic când tu vii cu o idee imposibilă,
înseamnă că ceva nu se spune în camera respectivă. Plus, mai are lipsa conflictului o problemă foarte mare. În momentul în care noi nu ne exprimăm, nu spunem ce ne deranjează, ce se întâmplă în jurul nostru, putem să ajungem ca de la organizații cu comportamente relativ sănătoase, să ajungem la organizații toxice, pentru că apar comportamente toxice, iar în momentul în care nimeni nu spune nimic, nu există această critică, nu există această controversă, omul nu o să-și corecteze comportamentul, iar astfel de comportamente toxice se prind. De exemplu, noi ținem la punctualitate. Un om începe să vină în fiecare săptămână la ședință cu întârziere, nimeni nu spune nimic. La un moment dat, un alt om va prelua comportamentul, iar în organizație, în mod psihologic, este dovedit, deja când un comportament are trei oameni care au preluat comportamentul, avem deja un nou trend comportamental. E o normă comportamentală. Și asta ar putea să devină comportamentul general acceptat, normal, în organizație. Așa că conflictul nu numai că ne arată ce nu merge în organizație, ce am putea să facem mai bine, dar cumva ne ajută să avem granițe sănătoase. Și aici, în general, în România avem o problemă destul de mare și în viețile noastre personale și în profesionale, să setăm granițe sănătoase. Păi am avut și niște dictaturi sănătoase din motivul ăsta, că nimeni nu prea zicea nimic. Toată lumea era de acord cu ce spunea marele șef. Îți mulțumesc foarte mult, Magor, pentru toate explicațiile. Eu îți mulțumesc. Cum lucrăm și săptămâna viitoare. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program a fost susținut de Kaufland. Sfaturile pentru o carieră de succes continuă pe cariere.kaufland.ro.